Bună seara, bună seara și bun găsit, stimați respectatori, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV. Este joi, ora 19, cum bine știți. Ne întâlnim aici de fiecare dată la Roman TV cu invitați buni, cu subiecte, zic eu, excelente. Ei bine, doamnelor și domnilor, să știți că astăzi a fost o zi proastă pentru președintele Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț. A fost o zi la fel de proastă pentru Romașcani. Pentru președintele Consiliului Județean Neamț a fost o zi proastă pentru că a primit niște vești deloc bune dinspre Curtea de Apel Brașov. Mai exact, astăzi instanța de judecată, știți că acolo se judecă apelul în procesul de corupție în care domnul Arsene a fost condamnat în primă instanță la 8 ani și 4 luni de închisoare. Deci judecătorii brașoveni au răspuns solicitărilor făcute de avocații domnului Arsene în urmă cu o săptămână și ceva la primul termen și au spus așa: nu au fost de acord să înainteze cererea de neconstituționalitate la Înalta Curte, așa cum au solicitat unul la mână, nu au fost de acord nici cu alte cereri. Singurul lucru pe care l-au acceptat judecătorii brașoveni a fost acela de a reaudia câțiva martori și nu toți. E vorba doar de 5 martori, e vorba de un director de la Construcții Hidrotehnice Iași, Gheorghe Ștefan Zis și Pinalti, Vasile Panaite, fostul prefect de Neamț, Iulian Jugan, subprefect acum, dar care este și el martor într-unul dintre dosare, că sunt 3 dosare acolo și cam atât. Iar următorul termen de judecată este pe 14 octombrie. Ca să închei așa, ca și idee, să vă explic de ce este o zi proastă pentru Ionel Arsene și am discutat cu mulți oameni care cunosc fenomenul ăsta al instanțelor de judecate, al proceselor, care mi-au spus: domne, rare ori vezi să se întâmple sau să desfășoare lucrul atât de repede, să miște instanța atât de rapid, să răspundă solicitări venite din partea avocaților inculpatului și să audieze foarte repede martori, pentru că la termenul din 14 octombrie deja vor fi audiați 2 martori. Este vorba de Adrian Porumboiu, cel care a fost președinte la FC Vaslui, îl știm cu toții, mare agricultor în zona Moldovei, și nimeni altul decât Gheorghe Ștefan Zis și Pinalti. Deci deja se merge pe audieri de martori. Asta înseamnă că procesul se mișcă foarte repede și există șansa ca chiar până în iarnă să avem o decizie definitivă și revocabilă în acest caz, ceea ce înseamnă că dacă Ionel Arsene va fi condamnat, se vor întâmpla niște lucruri la Consiliul Județean Neamț. Dacă nu va fi condamnat, vor rămâne lucrurile cele pe care le știm. În ceea ce privește cel de-al doilea subiect sau cel de-al doilea eveniment important de astăzi, și anume faptul că Romașcani a fost o zi proastă, tristă pentru Romașcani, spun acest lucru pentru că încă o dată plătitorii de taxe și impozite din din orașul Roman au fost trădați de cei pe care i-au ales, de cei din Consiliul Local Roman, și mă refer aici la, am putea spune că s-a refăcut USL-ul la Roman și nu este un mare secret, cel puțin pe proiectul ăsta pe care îl vom discuta la începutul acestei emisiuni. E vorba de proiectul numărul 10 de pe ordinea de zi de la ședința de Consiliul Local de astăzi. PSD și PNL, consilierii PSD-PNL, nu toți cei care au fost prezenți, adică toți de la PNL 8 plus 4 de la PSD, 12, aveau nevoie de 11, au votat pentru și este vorba de prelungirea unui, sunt două contracte de concesionare acolo, dar de fapt noi ne interesează unul singur, prelungirea unui contract de concesionare încheiat cu firma soției fostului primar de Roman, Lucian Micu. E vorba de afacerea cu panouri publicitare, cupruri publicitare și așa mai departe. Despre acest lucru, dar despre și altele la fel de interesante, vom discuta în această seară cu invitatul nostru. Este vorba despre domnul Radu Samson, viceprimarul orașului Roman. Bună seara, bine ați revenit la noi, domnul Samson. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Și îmi pare rău că n-am reușit, de fapt, cred că de convins l-am convins. N-a putut să vină domnul George Bălan, este liderul consilierului PSD din Consiliul Local Roman. L-am invitat și pe dânsul, ce-i drept, mai târziu emisiunea am programat-o, să zicem așa, în grabă, pentru că am schimbat cumva programul. Domnul Bălan și-a cerut scuze că nu poate să fie prezent, deoarece a plecat imediat după ședință, a plecat din oraș, că a avut de rezolvat o problemă personală. L-a rugat totuși să ne transmită un punct de vedere oficial din partea consilierilor PSD, pentru că da, vrem să știm, sau vrem o explicație, nu noi, romașcanii, au nevoie de această explicație din partea consilierilor PSD, și anume de ce au votat pentru acest proiect, de pe urma căruia, eu zic că primăria pierde foarte mulți bani, deoarece dacă s-ar fi mers pe varianta organizării unei licitații la anul când expira acest contract, eu cred că, eu mă prezentam la licitație, prețul ar fi fost mai mare. Prețul ar fi fost mult mai mare.
Nu e vorba de o sumă foarte mare pierdută, este vorba de cu totul altceva din punctul meu de vedere, zic eu, de modul în care au ajuns să voteze unii în Consiliul Local, pe față, cum se spune, nu mai dau doi bani, nu le mai pasă că află romașcanii, că se supără, că pierd voturi, nu le mai pasă de absolut nimic. Și gândul mă duce la ceea ce știm cu toții și acea expresie uzitată, familia romașcană. Adică dacă acolo în familia romașcană, marea familie romașcană se stabilește ceva, efectiv nu le mai pasă de nimic și votează așa cum stabilesc ei, pe unde stabilesc, nu știu, prin cele cotuloane. În anii ăștia doi, de când sunt în primărie și în Consiliul Local, am văzut mai multe ocazii în care PNL și PSD au făcut front comun pentru rezolvarea unor probleme ale unor persoane din politică. Indiferent că a fost vorba de un interes al unei firme, de un interes al unui fost primar, al unui parlamentar, că au mai fost și din alea, s-au găsit tot timpul căi de comunicare în ciuda discuțiilor despre de opoziție pe care le mai fac ei pe anumite proiecte. Legat de concesiunea de azi, ce să vă zic? Spuneați că e o zi tristă pentru romașcani. Nu știu dacă romașcanii știu cât de tristă e ziua asta pentru ei, dar pentru cei care se uită la noi și au loc la cimitir, așa, aș vrea să fac o paralelă cât se poate de simplă. Societatea soției fostului primar Lucian Micu, în speță putem spune Lucian Micu, că e personaj cunoscut în discuția noastră, el cred că a fost și proprietarul cubului anterior, pentru că societatea a preluat contractul ca urmare a cumpărării cubului de la persoană fizică, cred că de la el. Deci pe 6 metri pătrați dumnealor plătesc la primărie 200 de lei pe an, 196, în condițiile în care orice bătrân din Roman care are un loc de veci la cimitir de doar 2 metri jumate, maxim 3 metri pătrați, nu plătește 200 de lei, ci plătește 700 de lei. Bun. Și e tot concesiune și acolo. Domnul Micu a primit o prelungire de 5 ani, la cimitir concesiunea e pe 7. Așa, deși ele seamănă destul de mult, cu diferența faptului că pe terenul despre care s-a discutat azi în Consiliul Local este amplasată o construcție generatoare de venituri, spre deosebire de mormântul de la cimitir care costă 700 de lei și nu e nici neapărat. Cred că trebuie să fie cumva invers. Și eu cel care părere, concesionează da. un teren pentru... Da, și... mijloacele astea publicitare, indiferent că cuburi, panouri sau alte forme geometrice, ele sunt aducătoare de venituri, adică pe cubul ăsta, că e cubul din față de la Bank Post, cubul publicitar din fața fostului Bank Post, așa, are 6 fețe care se închiriază cu 100 de euro pe lună fața. Deci 600 de euro pe lună generează. Deci 200 de lei plus alte taxe pe construcție, impozit pe construcție și ce taxe aferente mai sunt, astea sunt cheltuielile pe care le are o societate care are un venit de 600 de euro și plătește la primărie 200 de lei pe 6 metri pătrați în centrul orașului, într-un an, iar un bătrân oarecare care are o pensie de 1500 de lei plătește la primărie 700 de lei pe an pentru 3 metri pătrați în cimitir. Cum era, alături de romașcani. Da. Alături de romașcani. Repet, afacerea nu este una extraordinară, dar demonstrează dezinteresul și nu dezinteresul neapărat, că oricum știu că politicienii au un astfel de comportament, demonstrează faptul că puțin le pasă de cei mulți, știm lucrul ăsta, dar o fac acum la vedere. Chiar dacă există un semnal, inclusiv în presă, nu este în regulă. Ce nu este în regulă aici? Deci acest contract, noastră, nu știu dacă știți, eu am făcut solicitare și noi la primărie, am primit răspunsul astăzi destul de târziu, înainte de ședința Consiliului Local. Aceste contracte, de fapt, au fost 3 contracte încheiate în aceeași lună, în aceeași zi, în același an. 2008, martie 23, dacă nu mă înșel, era în perioada când primar era domnul Cărpușor, nu? Înainte de alegerile locale din 2008, da. Când a câștigat alegerile domnul Leurean.
Iar primul proprietar n-a fost actualul proprietar, a fost un membru PSD. Sunt două societăți, am și societățile, n-am avut timp să le verific, să vedem ce asociați au fost la vremea respectivă, dar avem și timpul necesar, nu e asta o problemă. Au fost licitații la vremea respectivă, au câștigat pentru 3 loturi de 6 metri. Ăsta de pe Uituz, cel din fața gării și unul din zona centrală unde e parcul, da. În partea cealaltă a primăriei. Da, la statuie. Exact. Licitația a mers strună, adică nu s-a plătit mai mult decât se plătește acum. O sumă infimă, parcă mai puțin tel, s-au plecat de la o sumă mai mică, dar să nu creadă cineva că licitația, în urma licitației, valoarea concesiunii s-a dus la cer. Nu, licitațiile la vremea respectivă, licitațiile se organizau doar formal. Am avut, chiar luna asta am avut licitații pentru concesiuni, faimoasele terenuri despre care s-a mai tot discutat anul trecut și pentru care s-a anulat licitația în ianuarie. Și am avut licitații pentru terenuri de pe artera Vest sau de pe strada Islazului cu scop comercial sau de producție și au fost concesionate terenuri care au pornit de la 1,5 euro metru pătrat ca urmare a licitației și au fost câte 5 oferte la același teren, au ajuns la 4 euro jumate metru pătrat. Bine, au fost și care s-au concesionat cu 1,80 sau cu 2, dar au fost și care au ajuns la 4 euro și ceva, adică de 3 ori mai mult. La panourile publicitare pot să vă spun că n-ar fi ajuns cu siguranță doar la 4 euro metru pătrat, că e o suprafață foarte mică și beneficiul e mult mai mare. Dar vă dau un exemplu din practică. La primăria Câmpul Lung Moldovenesc, da. sunt concesionate terenuri pentru mijloace publicitare cu 50 de euro metru pătrat pe lună. Deci vorbim de 50 de metri pătrați. Deci vorbim 50 de euro 600 metru pătrat pe lună, de 600 de euro în loc de 6 euro. Adică vorbim de 100 de euro mai mult. De 100 de euro mai mult. Păi da. Cam așa se fac afacerile, pentru că aici este manevra, din punctul meu de vedere. Deci aceste contracte au fost încheiate pe o perioadă, cele trei, inclusiv ăsta, dar doar ăsta a intrat astăzi la prelungire de contract, de concesiune. Probabil că urmează și celelalte două și o să povestim și despre ele. Expirau aceste contracte anul viitor în iunie, am văzut, nu știu de ce nu martie și în iunie, 2023. Aici fiind vorba de o preluare de contract, anul trecut s-a întâmplat asta în martie, nu știu de ce au venit cu o solicitare să fie prelungit. A fost o explicație azi în Consiliul Local, a oferit-o doamna director de la Direcția Juridică, că contractul ăsta fiind modificat anul trecut pentru că s-a schimbat proprietarul construcției de pe teren, include și prevederi legale adoptate legislației noi. Și în legislația nouă, în contractul vechi, scria că e pe 10 ani și se poate prelungi cu încă 5. Nu, pe 15 ani. Sau pe 15 ani, corect, și se poate prelungi cu jumătate din durata contractului. Deci din 2008 erau până în 2023 și se puteau prelungi până în 2030. În contractul nou scrie că, conform codului administrativ adoptat în 2018, scrie că contractul se poate prelungi succesiv ori de câte ori este cazul până la 49 de ani. În total, durata totală sunt de... Adică să plătească, să plătească 6 euro metru pătrat pe an încă 40 ceva de ani. Asta am zis și azi în ședința Consiliului Local, că pe mine nu mă interesează cu e panou. Mă interesează câți bani intră în bugetul local și dacă panoul e sigur sau nu e sigur pentru trecători și dacă e estetic sau nu e estetic. Despre estetică și despre specificații tehnice, discuția poate fi amplă, că na, frumusețea stă în ochii privitorului și unora le place, altora nu. Dar din punct de vedere legal, noi, Consiliul Local, avem obligația să gestionăm cât mai bine patrimoniul orașului. Ăia 6 metri pătrați de teren fac parte din patrimoniul orașului. În momentul în care noi, în 2022, concesionăm ăia 6 metri pătrați de teren cu același preț cu care au fost concesionați în 2008, cel în 2008 era 600 de lei salariu minim. Exact. Atunci înseamnă că noi nu ne facem treaba bine. Și colegii care au votat azi pentru păstrarea contractului în aceleași condiții încă 5 ani, începând de anul viitor, că el e valabil până în 2023, se prelungește cu încă 5. Deci colegii de la PNL și de la PSD au votat azi împreună în Consiliul Local
ca proprietarul acelei construcții să plătească în 2028 prețul concesiunii pe care l-a judecat în 2008 pentru un teren de 6 metri pătrați care se poate închiria cu mult mai mult. Și nici nu e vorba de valoarea, de prejudiciu pe care îl generează fix acest caz. Ce demonstrează discuția de azi din Consiliul Local și felul în care s-au derulat lucrurile este că în aceste două partide, majoritatea celor care desfășoară activitate politică în funcții nu sunt în politică, implicit în partid și ca urmare în funcțiile pe care le ocupă publice, nu sunt decât pentru a-și atinge niște scopuri personale. Deci a fost atât de multă preocupare pentru panourile publicitare, pentru concesiuni, pentru vânzarea de terenuri, a fost atât de multă preocupare în ultimii 2 ani pentru subiectele astea și am văzut preocupare puțin spre deloc pentru ordine publică, de exemplu. Că am avut astăzi, după 2 ani de mandat, am avut prima ședință a Comisiei de Ordine Publică a orașului, care este prezidată de primar, comisia. Și ca urmare a insistențelor mele și a colegilor, a fost convocată comisia, suntem membrii de la USR, eu și cu domnul consilier Corbu. Eu sunt membru ca viceprimar, sunt membru de drept și domnul Corbu este ales de Consiliul Local. Și am discutat în comisia de azi despre faptele antisociale care se comit în parcurile de joacă, pe Bulevardul Republicii, pe Ion Creangă, pe Gloriei, prin parcuri de joacă care sunt la dos, în spatele blocurilor. Și noaptea se adună tineri, după ora 10-11, se adună persoane care consumă alcool, se droghează chiar în parcuri și care fac gălăgii și deranjează ordinea publică. Păi, n-avem poliție locală. Păi despre asta s-a discutat azi în ședință, despre cum să gestionăm aceste fenomene. S-a discutat despre, deci cum spuneam, despre faptele antisociale care se comit noaptea în parcurile de joacă și tulbură liniștea publică. S-a discutat despre cum gestionăm cerșetorii care au mai rămas și pe care n-am reușit să-i gestionăm prin măsuri pe care le-am luat la Direcția de Asistență Socială la Compartimentul de Protecție a Copilului și despre curățenia stradală, că ar trebui mai multe sancțiuni pentru aruncarea gunoaielor pe stradă. Poate chiar ar trebui să facem prioritate din asta mai puțin decât din parcări la poliția locală. Și a luat 2 ani să ne întâlnim, să discutăm despre problemele astea care există de 2 ani sau de 5-7 ani și o să mai existe probabil vreun an, 2 de acum încolo, într-o oarecare măsură, și despre cuburi și despre concesiuni și despre cum să rezolvăm problema lui X sau a lui Y sau a lui Z care s-a lipit la primărie la un moment dat și a obținut un beneficiu de acolo și are nevoie să-l perpetueze și să-l păstreze în continuare, să rămână, cum spune un prieten de-al meu, să rămână agățat la țâța statului în continuare. Așa, deci doar despre asta a fost discuția de azi și nu e singura discuție despre subiectul ăsta. Au fost multe astfel de discuții în Consiliul Local și în primărie în ultimii ani. Da, mă uitam că am găsit și informațiile din 2008, însă trebuie să facem precizarea că acest proiect a fost votat. Astăzi prezența a sunat ceva de genul 16, nu? 16 au fost prezenți 16 consilieri, 8 de la PNL, 4 de la PSD, 3 de la USR și 1 de la Împreună pentru Moldova. Cei 8 de la PNL cu cei 4 de la PSD au votat pentru, da? În 12, tandem, fără probleme. Aliniați, fără probleme. La USR? Da. La USR noi agreasem înainte de ședință să votăm, să ne abținem, pentru că erau două terenuri pe anexa respectivă. Da, și aici a fost o manevră din punctul meu de vedere. Era un teren, da, au ascuns elefantul în spatele unui trecător, ca să nu-l vadă nimeni. Un teren care e cale de acces către o clădire de birouri și la care trebuia prelungită concesiunea și al doilea teren ăsta cu panoul publicitar e o practică dezgustătoare în opinia mea și am zis de mult că ar trebui să facem proiecte separate pentru fiecare. Normal, să analizăm fiecare. De altfel am și propus să votăm separat și Consiliul a votat, PNL și PSD au votat împreună să nu votăm individual cele două puncte din anexă, ci să le votăm împreună. La pachet. Așa s-a hotărât. Să știți că și la PNL și la PSD s-a hotărât treaba asta și o să explicăm și de ce. Avem informații și noi, da, și de acolo. Aveți și de acolo. Surse interne. Și s-a agreat să se voteze la pachet. Eu și colegii din USR am stabilisem înainte de ședință că ne abținem la proiectul ăsta dacă nu se votează separat, pentru că la celălalt am fi vrut să votăm pentru.
Și ca urmare a dezbaterilor, eu și cu domnul consilier Buzdugan, probabil ne-am entuziasmat mai tare și am votat împotrivă, nu ne-am mai abținut, și domnul consilier Corbu s-a abținut, dar au fost trei voturi împotrivă. Da. Și de la Împreună pentru Moldova a fost prezent domnul Roman? Domnul consilier prezent de la Împreună pentru Moldova a votat și el împotrivă. Da, jos pălăria pentru toți cei care au votat împotrivă astăzi din punctul meu de vedere, și pentru noastră și pentru domnul Roman de la Împreună pentru Moldova, m-aș fi așteptat să fie mai multe voturi împotrivă, pentru că nu era un proiect de votat. Dacă e să mă întreb, nu mă refer la legalitate. Am înțeles. Da, e perfect legal proiectul, dar nu tot ce e legal e și moral, exact, și nu tot ce e moral e și corect. Dacă ne referim la moralitate, lucrurile stau cu totul altfel. Da. Însă, haideți să vedeți că e interesant. Să vedeți cine a câștigat aceste licitații în 2008. E vorba de o singură firmă, aceeași firmă, de fapt, Lider Construct SRL, nu știu dacă vă spune ceva, repet, n-am avut timp să verific, să văd dacă mai există firma asta, cui este. Deci la vremea aia, această societate a câștigat contractele de concesiune pentru cele trei loturi, a câte 6 metri pătrați fiecare, de pe strada Oitus, care a fost povestea de astăzi, piața Roman Vodă și strada Ștefan cel Mare, cele trei cuburi. Da. Haideți să vedeți cum s-a desfășurat și licitația atunci, că e interesant. Pentru strada Oituz am avut așa, participant 10 Lider Construct și 10 Media Cub SRL. Prețul de pornire a fost de 22 de lei metru pătrat pe an, iar valoarea de adjudecare 24 de lei metru pătrat pe an. Acum trebuie să fim mulțumiți că de fapt s-a licitat. Deci cu 2 lei și ceva mai, 2 lei și 27 de bani. Piața în Roman Vodă. Am avut Lider Construct și 10 Media Cub SRL, aceleași firme, au concurat. Prețul de pornire a fost de 22,02 lei la fel, adjudecarea doar tot pe 24,29. Iar pe strada Ștefan cel Mare am avut 10 Lider Construct SRL și Tex One SRL. Prețul de pornire a fost de 120.000 de lei vechi metru pătrat pe an, deci mai mic, da? Iar valoarea de adjudecare 132.000 de lei vechi metru pătrat pe an. Acum se plătește mai mult ișor, însă haideți să vedem ce se întâmplă în momentul ăsta. Sumele sunt derizorii, oricum. Derizorii. Adică la momentul respectiv, 30 de lei poate mai valorau ceva dintr-un salariu de 600. Dar la ora actuală, 30 de lei înseamnă un pachet de țigări. Absolut, nimic. Da. Iar în momentul ăsta nu mai este societatea Lider Construct titular acestor concesiuni, contracte de concesiune, ci alte firme. Este vorba de Conjuru, care a beneficiat astăzi de un vot favorabil în Consiliul Local, care deține două astfel de contracte cu cuburi pe ele. Este vorba de cel de pe strada Oitus de astăzi și cel din strada Ștefan cel Mare, cu redevență la fel de 6,61 de euro metru pătrat, sub 200 de lei pe an, și mai este firma Denoy Consulting, cred că vreți Consulting SRL. Danway, pardon, da, Danway Consulting SRL, cred că așa este, Danway Consulting SRL, cu o redevență de 6,61. Această firmă Danway, știm cu toții, este firma unuia dintre fiii domnului Laurențiu Leuranu, deputat PNL de Neamț, fost primar PNL, PDL de Roman. Deci cam așa stau lucrurile. Acum, întrebarea este, sau ne întrebăm, de ce PSD-ul a votat astăzi cum a votat. PSD-ul a votat pentru prelungirea acestui contract de concesiune, în condițiile în care, repet, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să lasă să meargă contractul până la finalizare 2023, să organizeze o nouă licitație. Așa era firesc, da? Și putea, poate inclusiv actualul Samson, poate vă doriți și noastră, poate și colegul meu Alex, poate toți romașcanii care ne urmăresc, doresc să liciteze și domne pe terenul ăla. Adică 2 milioane de lei vechi ne permitem cu toții să dăm. Nu cred, cred că și ăla care e la, ziceți, pe venitul minim garantat și-ar permite să dea 200 de lei. Nu chiar, de lei. Că venitul minim garantat e 148 de lei pe lună. Pot de bani deoparte, adună 200 de lei mai din cerșit și uite, ar putea să închirieze 6 metri pătrați de teren în centrul orașului, nu? Să facă și el un bonus cinstit. Aici mă deranjează, e o sfidare maximă. Deci, repet, nu este o supera, o mega afacere, dar sfidarea este criminală și n-ai cum să treci pe lângă un astfel de subiect. Eu înțeleg că sunt interese. Dar marea familie romașcană. Nu e o mega afacere, dar este totuși o afacere care generează un venit de 600 de euro pe lună. Și vorbim de 7.200 de euro pe an și dacă ai două sunt 14.000, dacă mai ai și niște panouri, te duci pe undeva la vreo 20.000 de euro și 20.000 de euro. Și cu o investiție de câteva sute de lei. Să-i faci. Bine, așa și cubul costă și construcția a costat atunci când a fost ridicată, dar asta nu înseamnă, mă scuzați domnul Santon, nu înseamnă că sunt stăpâni pe vecii pe aceste terenuri. Eu asta mă deranjează. Am mai auzit un argument la un moment dat
că proprietarul are deja o construcție acolo pe teren și că el a făcut o investiție. Bun, un astfel de cup, vă spun că se poate afla foarte ușor, un astfel de cup publicitar costă 10.000 de euro. Azi să-l cumperi, să ți-l aducă, e o firmă care le produce și care are, patentul pe România, deci nu poți să-ți faci tu singur acasă un cup din ăsta, și costă 10.000 de euro. Și vine aia, ți-aduc cubul și într-un an jumate ți-ai scos banii și ne gândim că aceste cuburi au 15 ani de când stau acolo. Deci s-a amortizat investiția, s-a scos și profit. Și oricum, ele sunt și inestetice, sunt oribile din punctul meu de vedere, dar asta iar e altă discuție, nu știu care e viziunea domnului primar pentru estetica orașului și de ce el perpetuează astfel de practici. Da, domnul primar a fost inițiatorul acestui proiect de hotărâre. Până la urmă, în cazul de față, el nici n-a zis da, nici n-a zis nu. Datoria legală a primarului, că eu, că sunteți dumneavoastră, că e altcineva, dacă cetățeanul Ionel face o solicitare, solicitarea trebuie pusă, supusă dezbaterii în Consiliul Local. Și Consiliul Local decide, dă sau nu dă. A dat. Da. Dumnezeu, și Dumnezeu a dat. Dumnezeu da. Și Dumnezeu a dat cea două oară, da. Da, cazul ăsta. Acum, asta voiam să explic și noastră știți acest lucru. E clar că este o afacere aici, o afacere făcută între ei. Au pus mâna pe acest business din 2008 și nu vor să scape din, să-l scape din mână, pentru că sunt niște bani, cum bine ați spus afacerea noastră. Afacerea cu panoul publicitar e un mizilic. E un mizilic, e o chestie măruntă. Nu zic că e ceva extraordinar. Dar demonstrează un principiu. Demonstrează că toți cei care au făcut politică în Roman în ultimii 15 ani și au ocupat funcții și au avut pâinea și cuțitul în mână, cum se spune, n-au făcut, deci nu și-au investit energia, decât în a-și construi mici afaceri din astea legate cumva de domeniul public și sfidează, sau de bugetul local. Sfidează la maxim. Și în continuare stăpânesc orașul de parcă ar fi al lor. Asta e, de fapt, asta reiese din toată această poveste, pentru că și încheiem subiectul ăsta, o să trecem la altul, să facem că lumea o să întrebe, bă, dar ce votează PSD-ul? Știm foarte bine, bine, la nivel central, acolo se iubesc, la nivel local nu există. Da, acum că spuneați că nu e frumos să vorbim în lipsa dumnealui, dar spuneați că l-ați invitat la emisiune pe domnul Bălan. Domnul Bălan este mandatul ăsta consilier PSD. Mandatul trecut a fost consilier PNL în echipă cu domnul Micu, care era primar, și cu mandat înainte a fost consilier PSD, adică nici ei nu se mai deosebesc între ei, nu mai știu care, cum, probabil ridică mâna din instinct când votează, că dacă e propus de primar înseamnă că e un lucru pe care trebuie să-l trecem că-s de ai noștri. Da. Există o altă explicație aici, dar l-am întrebat pe domnul Bălan și am cerut un punct de vedere din partea, bineînțeles, din partea grupului PSD, am vrut o explicație și noi, dar pentru telespectatori, bineînțeles, să explice votul ăsta, de ce au votat așa și de ce nu au spus, nu, domne, vrem ca acest contract să expire la anul așa cum expiră, da, să scoatem la licitație. Poate să vină inclusiv actualul proprietar, poate să concesi să facă oferta câștigătoare. Ideea era că primăria ar fi câștigat mai mulți bani, asta e toată treaba. Nu poți să mai rămâi încă 5 ani să câștigi, deci primăria în 5 ani o să câștigi 200 ori 5.000 de lei plus taxa aia, a spus dumneavoastră, care mai fiște bănuți. Da, bine, taxa aia n-are nicio legătură cu concesiunea, deci, cu terenul. Deci taxă pe afișaj publicitar, e cu totul. Când ar putea ca primăria să câștige mult mai la mulți bani. 50 de euro metru pătrat pe lună, cum e la Câmpul Lung, ar fi însemnat la 6 metri 300 de euro pe lună, într-un an 3.600 de euro. 3.600 de euro în 5 ani însemnau 15.000 de euro față de 200 de euro, nu? Da, iată, avem o sumă. Avem tabloul. Sper că am făcut bine calculul, nu are cine. Cam pe acolo bate, însă explicația ar putea fi aceea că echipa Ochii SRL, o societate cunoscută în Roman destul de bine, controlată în momentul de față sau controlată, unde asociat unic și administratorul este tatăl doamnei Oana Bulai, deputat PSD de Neamț, are la rândul, și noastră puteți să contestați acest lucru, are la rândul contracte din asta de concesiune pentru niște terenuri pe care am plasat panouri publicitare, da? Poți să contest în sensul că nu mai sunt valabile. Nu mai sunt valabile. Nu mai sunt valabile. Dar puteți să spuneți că nu se încasează în continuare banii pe acele contracte? Nu știu și nu pot să fac afirmații pe care nu sunt sigur. Dar ar fi legal dacă s-ar întâmpla treaba asta? Cred că asta e prima întrebare pe care ar trebui să-și pună și domnul primar, de care are de mai mult de jumătate de an documentația, de vreo 6 luni, de când mi-au fost luate mie atribuțiile pe Direcția de Urbanism, are documentația pentru organizarea licitației pregătită în sertar. Trebuie doar să facă așa
Și a doua zi se publică anunțul. Pe domn primar, hai să facem așa, să drumul la licitații. Ce îl oprește? Nu cunosc. Deci sunt expirate concesiunile acolo. Sunt expirate concesiunile pentru vreo 70-73 de astfel de locații. Și primăria nu se grăbește să organizeze licitația pentru că a fost organizată o licitație anulată la vremea respectivă pentru că un domn care este foarte apropiat de PSD... Am încercat organizarea licitației anul trecut în decembrie. Pe 10 ianuarie, 10-12 ianuarie era termenul de deschidere a ofertelor și... ne-am trezit cu o contestație în urma căreia s-a agreat repede că trebuie să anulăm. Să că documentația cumva are vicii. Sunt de acord, documentația suporta îmbunătățirea, avea multe formulări neconcludente sau interpretabile, documentația anterioară. Drept pentru care, din ianuarie până la sfârșitul lunii aprilie, o comisie din care am făcut parte eu, doamna director de la direcția juridică și doamna arhitect șef și de fapt au fost două dispoziții și au lucrat patru oameni. Arhitect șef, doamna de la juridic, eu și domnul de la achiziții pentru că el lucrează pe licitații cu oferte complexe, cum ar fi fost cazul la concesiuni și toți patru am lucrat la îmbunătățirea, perfecționarea acelei documentații ca să se poată organiza licitația într-un mod care să fie incontestabil. Și în aprilie, în luna în care tot PNL și PSD au votat împreună pentru modificarea regulamentului în sensul că a fost luată coordonarea Direcției de Urbanism de la viceprimar și mutată la primar, în aceea ședință a fost aprobată și documentația pe baza care se poate organiza licitația pentru acele 73 de locații. Licitație care, din păcate... E tergiversată, e aveți, amânată. Aveți o explicație de ce se întreabă asta? Nu știu, nici n-am întrebat și nici nu cred că... Na, până la urmă, primarul, că nu domnul primar actual, oricine e primar, are puterea să ia orice decizie în primărie, în limitele legii, bineînțeles. Și el poate dispune să organizeze luna viitoare sau să organizeze peste 6 luni. E decizia primarului. Eu mă întreb dacă cumva se fac niște încasări în continuare pe baza acelor contracte expirate, n-ar trebui oare să se autosesizeze poliția? Poate mai sunt aia de la 21 sfert care ne urmăresc. Nu știu să vă spun, eu vă spun doar că la un moment dat chiar m-a deranjat treaba asta, m-a abordat cineva care era interesat să participe la licitație, nu are panouri publicitare și ar fi vrut să aibă un panou publicitar sau mai multe, treaba lui, nu știu. Și m-a abordat foarte revoltat, dar aștepta să intre în cabinetul administratorului public, să stea de vorbă. Administratorul public semnează în momentul ăsta actele de la urbanism. Că domnul primar și-a pasat, a luat atribuțiile de la viceprimar și le-a pasat la administratorul public. Și domnul ăsta de care vă zic, a fost chiar și pe lista de candidați la Consiliul Local a Partidului Împreună pentru Moldova, dacă mi-am amintesc corect. Nu 100% convins, dar e posibil să fi fost domnul Liviu. Și mi-a zis, știi că eu plătesc factură pe un panou publicitar care trebuia scos pentru că al cărui teren pe care îl ocupă panoul publicitar trebuia scos la licitație în ianuarie. Discuția noastră era acum vară. Și ți se pare legal ca eu să plătesc factură, să plătesc chirie pe panoul publicitar? Păi nu e corect. Cum să și fie corect? Este ilegal. Păi nu știu de ce mă întreb pe mine în primul rând, dacă tu accepti să plătești în continuare în condițiile în care știi că panoul are contractul de concesiune expirat. Fenomenal. Și a zis, păi de ce nu organizați licitația? Zic, eu nu știu de ce nu se organizează licitația, dar uite, dacă tot intri la domnul administrator public, poți să întrebi pe dumnealui, că el coordonează activitatea direcției de urbanism. Adică sunt oameni interesați, nu? Care urmăresc subiectul ăsta. Nu, sunt oameni ipocriți, nu interesați. Sunt oameni ipocriți care arată cu degetul la viceprimar, că se obișnuiește chestia asta, s-a tot văzut în ultimii 2 ani, care arată cu degetul la mine pentru tot felul de combinații de astea dubioase pe care le-au legat ei de zona urbanismului și arată cu degetul la mine, dar de fapt la finalul zilei ei se înțeleg toți între ei și își dau banii unii altora și își votează proiecte unii altora și n-au nicio reținere. Adică? Și după toate discuțiile, când iese public, zice, aha, viceprimarul, el e vinovat. El e vinovat. Mi-a trimis Alex, că eu n-am avut timp să verific astăzi, este o societate comercială într-adevăr în roman, îi spune lider Construct Group SRL, destul de vechiuță, este condusă din 2005 înființată,
de domnul Luncanu, care a făcut tot prin firma lui, a făcut și acea contestație la primărie, domnul Luncanu fiind un apropiat de PSD și doamna Oana Bulai, văd aici că funcționează și acum, are cam zero cifră de afaceri de vreo 5-6 ani, dar în 2008 atunci, dacă e vorba de acea societate, avea o cifră de afaceri colosală de 2.351.000 de lei. Bine, PSD-ul era domnul Cărpușor, afacerile mergeau pe zona aia, s-au schimbat, bine, că n-a contat culoarea politică. Oamenii s-au descurcat și au rezolvat-o. O să solicităm de la primărie să ne dea cumva toate istoricul tranzacțiilor străinorilor acestor contracte, că bănuiesc că au fost mai multe, pentru că a câștigat Lider Construct atunci, dar acum avem cu totul alți titulari pe acele contracte, bănuiesc că intermediari au fost și alte persoane. Dar cam asta este în mare această afacere. Așteptăm ca primăria să scoată la licitație acele terenuri, că așa este firesc. M-aș fi așteptat astăzi ca cei de la PSD, hai că cei de la PNL, să zicem, dacă e proiectul inițiat de primarul Achiriloae, e cam greu să spui, băi, este omul tău, este președinte, e primar. E primar, da. Nu poți să vii să-l contezi, să nu votezi. Dar surpriza a fost mare de la PSD. Tocmai de aceea vreau să vă întreb, credeți că o să apară sau să aflăm mâine, poimâine, răspoi mâine, că o să încerce ceva și cu panourile altei societăți? Nu știu societăți? Să vă spun și nici nu adică pot să mă pronunț. Va exista cumva o răsplată? Nu știu să vă zic, nu pot să mă pronunț, că n-aș face decât să speculez. Orice e posibil, experiența ultimilor 2 ani m-a învățat că în politică nimic nu e garantat și interesele astea materiale și personale îi aduc pe oameni împreună în cele mai ciudate împrejurări. La PNL și la PSD s-a mai văzut că au mai votat proiecte unii pentru alții în funcție de cum au avut nevoie, când au avut nevoie, și pe altă parte noi spunem PNL și PSD, dar de fapt, și eu am zis chestia asta tot timpul, unii nu sunt de acord cu mine, nu există partide rele, există oameni răi. E marea familie romașcană de care spuneați dumneavoastră, că se cheamă PNL, că se cheamă PSD, că se cheamă Partidul Extraterestrilor, e marea familie romașcană, adică mâine schimbă treabă. Și s-a văzut chestia asta, a fost PDL și a schimbat sigla, cu e PNL, adică sunt aceiași oameni, nu? Sunt tot ei între ei cu afacerile lor, cu angajările, cu concesiunile, cu panouri. Sunt lucruri cunoscute, dar chiar așa pe față, să nu mai pic de bun simț. Sunt convins că acest subiect trebuie tratat, chiar dacă nu e vorba de o mare afacere financiar vorbind. Chiar așa pe față, cu atât de mult tupeu, adică toată lumea știe, noi am vorbit aici, am și scris, domne, cine stăpânește aceste panouri în oraș? Cine? Păi sunt aia. Toți sunt prinși politic. Fie pe zona aia. Și de la PNL, și de la PSD, și de la Dracu, și de la Lacu. Și foștii primari, și copilul fostului primar, și așa mai departe. E clar că există un interes major. Păi, dar nu poți să spui, păi, din respect față de oamenii ăștia din oraș, dă-le, mă, dracu de panouri, dă-le, dracu de cuburi. Hai, mă, dă drumul la licitații, că așa este normal, că poate vine de neau și ne leagă. Dar poate s-o trezi de neau, că am înțeles că face niște verificări, nu monitorizări și mai sperie puțin. Hai, mă, să dă drumul la licitații, participăm și noi, că avem bani. Da, și dacă o să câștigăm, e simplu. Da. Adică e o chestie de respect față de oameni. De asta mă deranjează atât de tare. Atât de mult tupeu să ai să zici, bă, nu ne pasă, mă, dă-mă drumul, hai, prelungim cu 5 ani. A cui e? Păi ea familiei mie. Dăm drumul, că acolo și acolo e o înțelegere pe care nu înțeleg. Domnul Micu, pe la ce partid mai e? Bine, pe la USL acum, care se pupă cu PSD-ul. E un partid care nu există, în opinia mea. E un partid de buzunar. Da, era partidul, o sperat unii să scoată bani din campanie. Domnul Micu nu știu ce se mai ocupă și sincer sper pentru binele nostru al tuturor ca municipalitate să nu se mai ocupe cu politică în continuare. Am înțeles că e în cărți în continuare. Bine, e treaba lui. Eu nu le numesc afaceri, că astea sunt găinării. Un panou publicitar sau eu știu o concesiune de câțiva oameni. Dar micile astea găinării nu fac decât să ne încurce existența. Și repet, noi n-am vorbit în primărie în ultimii 2 ani, nu am discutat, deci nu că n-am vorbit eu sau n-am vorbit altul din primărie, nu a fost de atât de mare interes un proiect important sau o problemă importantă a orașului, cum au fost afacerile astea, găinăriile astea. Nu mari, mici, afaceri mici. Da, și fiecare e, și am constatat chestia asta, adică în Consiliul Local există, unul are soția pe nu știu unde, are nevoie de o promovare, altul are nevoie de un teren să-l concesioneze, altul are nevoie să-l cumpere, adică nu e toată lumea în situația asta, dar cei mai mulți au câte un mic interes și sunt legați acolo cumva de, sunt legați de șeful de partid, că de fapt asta e.
Asta e discuția și treaba asta e valabilă în politică peste tot, nu la roman. E, în general e valabilă, mai ales la partidele consacrate. Șeful de partid, în oraș, în județ, în fiecare la nivelul lui, e ăla care împarte și dă la toată lumea și fidelizează. Dă dezlegare la afaceri. El face, desface, el dă liberă, da, el promovează, eu, el ajută. Mie vine rușine, ăsta e cuvântul, mie rușine că un om care a fost, și nu mă refer aici nici la Lucian Micu, nici la Laurențiu Leureanu, nici la actualul primar sau alt primar în afară de ei, dar mi se pare jenant că un om care a fost municipiul, a fost primarul unui oraș cu 50.000 de locuitori, indiferent care ar fi, cum s-ar numi omul ăla, ca să ai, în opinia mea, după capul meu, ca să ocupe o astfel de funcție, trebuie să ai un anumit grad de responsabilitate și de respect pentru serviciu public. Și un om care a ocupat o astfel de funcție să se preteze la astfel de găinării. Și să le facă în văzul lumii, așa, adică fără nicio jenă. Noi suntem ăia cei mai tari, noi avem voturile, ne doar la bască și rezolvăm sfidând, orice problemă. Sfidând populația, da, durându-i la bască de ceea ce, dacă spun ceva oamenii, pentru că aici e marea durere. Și chit că repet ideea aia, l-ai avut 10-15 ani, ai câștigat 60-70 de mii de euro, ai câștigat, poate și mai mult, poate mai puțin, dar oricum suma a fost măricică pentru fiecare în parte. Bă, oameni buni, vine o vreme când trebuie să intri în legalitate. Toții cu... au fost legale și prima dată, s-a mai schimbat legea, s-au mai schimbat legale. Bine, atunci s-au folosit, cred că, de mai multe lucruri. Controlau mult mai bine orașul, nu existau voci libere prin presă și presa. erau puțin cei care aveau și informații sau acces la informații, unul la mână, erau ăia de la PSD, au preluat-o cei de la PDL și uite că acum ei o țin tot în mâna lor. Ok, a prins-o pe licitații, că a fost firma aia care era firmă tot de-a lor. A câștigat, a dat pe urmă contractul cui trebuie, au încasat banii, că dracu știe cine a încasat, cum a încasat și cât a încasat. Păi, dar dacă s-a terminat contractul ăla, ai termen, 15 ani, bă, lasă-l acolo și organizează licitații și dă drumul la treabă, că așa este firesc, așa este normal. Pe urmă te întreb de ce ai picat în sondaje, de ce se uită ăla cu ștampila nu știu cum, de ce nu mai câștigi voturi, de ce nu știu ce și așa mai departe. Da, asta e, până la urmă, eu cred că reacția firească asta e din partea oamenilor. Problema e că în politică, în rândul politicienilor, nu sunt toți politicieni așa și chiar mă deranjează când se spune că toți politicienii sunt la fel. Dar nu sunt toți, nu sunt așa, dar într-adevăr, în rândul politicienilor, în rândul clasei politice, există foarte multă preocupare pentru găinării din astea mici. Fiecare să facă ceva, să se descurce cumva. Bă, hai indemnizația. Să ducă o cărămidă acasă, e 7.000, e 9.000, e 100.000 de lei indemnizația, cât o ai, mică, mare, aia e indemnizația ta. În momentul în care ai candidat pentru funcția aia, ți-ai asumat că aia e indemnizația. Eu când am candidat pentru funcția de viceprimar știam cât e indemnizația. E mică sau mare, asta e la aprecierea fiecăruia, că fiecare are alt sistem prin care evaluează o sumă de bani. Dar mi-am asumat, știam dinainte. Și am zis, bă, mă duc acolo, știu că anii ăștia sunt legat, că nu mai am voie să mai am afacerea, am trecut societatea pe numele soției, că nu-i secret, soția oricum se ocupă cu totul altceva, am trecut-o pe numele ei ca să nu închid, că e mai greu să o suspend, apoi să o reactivez, am trecut-o ei acolo în hibernare pe numele soției și actele sunt sertar. Nu mai am activitate economică, pentru că sunt la primărie și cu asta mă ocup. Sunt în serviciu public și zi de zi, de dimineață... Un afaceri faceți la primărie. Așa? Nu fac afaceri. De ce nu faceți un afaceri? Nu știu, probabil nu mă învârt în cercul. Nu va invita nimeni la făcut afaceri? Cred că nu mă învârt în cercurile potrivite, ori am gura prea mare, nu știu exact care e problema. O învârteală, știți cum zice, o învârteală, da, o chestie, o informație, domnul vice, hai că o masă, hai că facem, hai că dregem, facem o manevră acolo, dau și eu ceva, un 10%, eu cât e, când mai toate, e comisii, nu știu, că n-am, nici n-am cerut, nici n-am parandărătul, cât o fi. Nici n-am cerut, nici n-am primit, dar în majoritatea discuțiilor pe care le-am, că mă sună diverse, pentru știți, am și eu o problemă discutat, dacă se poate mai, și zice, da, vă aștept la mine la birou, sigur. Și vin la birou și văd că oamenii zic, știți, am problema asta și eu îi explic cum e legal, uite, legal, așa, 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 adică eu vreau să te ajut. Unii vor puțin pe lângă. Na, fiecare ar vrea mai repede, mai, nu știu, fără să-și plătească o taxă, fără să fie, și eu le zic, eu pot să te ajut, dar în condițiile astea, că asta prevede legea. Asta e situația, adică vreau să ajut și am ajutat
cred că n-au intrat în tot mandatul, în 8 ani cât au avut mandate ultimii viceprimari în ultimele două mandate, nu cred că au intrat oameni în biroul viceprimarului cât au intrat în biroul meu. Că țin audiențe joia odată la două săptămâni, dar dacă vine cineva la poartă și zice că vrea să vorbească cu primarul sau cu viceprimarul și s acolo și mă sună de la poartă, eu îi chem în birou la mine, discutăm, păi, vedem dacă pot ajuta. Să tras pe dreapta, ce să, ce să mai ajutați? Mai aveți acces la informații? Mai, da, e. Mai aveți? Încă mai am. Dacă vine... nu mai am acces la informații, dar totuși în continuare fac parte din conducerea instituției și pot rezolva probleme. Nu mai am acces la informații, nu pot să mă apuc eu de făcut investiții sau amenajări, că asta e atributul ordonatorului de credite, care e primarul, așa, dar încă am, totuși sunt în conducerea instituției și am respectul funcționarilor în continuare. Mai ales că eu am colaborat foarte bine cu majoritatea angajaților. Deci dacă vine cineva să vă întrebe, domnul viceprimar, cum să organizați, domnule, licitațiile alea pentru concesionare? Dar am fost întrebat. Am fost întrebat și am zis, chiar azi m-a întrebat domnul Bolan. M-a întrebat azi. Bă, când se face? Zic, nu știu, întrebați-l pe domnul primar. Sunteți în alianță, votați împreună. Da. Da, știm, nu? Foarte multe, da, persoane interesate de aceste, da, adică invitații. Eu îmi doresc să se organizeze, le organizăm, epuizăm subiectul cumva și trecem mai departe. Cum s-a întâmplat și cu terenul? Da, domnule, dar o lălăi, de când e lălăită asta, domnul Samson? E lălăită de atâta timp. E clar că acolo a venit contestația, a picat ca o mănușă, a anulat tot. Cineva s-a bucurat, adică cineva, da, fiind s-a, de fapt, s-a creat panică pentru că s-au vândut, deci panourile, dumneavoastră ați scris în articole pe tema asta, majoritatea panourilor publicitare din municipiu Roman sunt deținute de 4 mari proprietari. Mai sunt câțiva care mai au câte un panou sau câte două pentru afacerea proprie, dar majoritatea panourilor sunt deținute de 4 mari proprietari. Conjurul ăsta. Care sunt toți conectați politic. Dar noi, echipa OK SRL și mai cine? Așa, și mai este o societate a unui consilier PNL. Nu, el avea, sunt doi asociați, aveau panouri înainte ca dumnealui să fie membru sau cel puțin consilier. Deci afacerea PNL e dinainte de a fi consilier. Acum nu știu care a fost filiera, dar e o afacere legitimă. Până la urmă și ei tot legitimă au avut, au concesionat acum 15 ani un teren și au pus un panou și au început să ia bani, da? Cineva le-a dat, da, legal, au avut, autorizație. Au avut informație sau folosit. Așa, au avut informație, au avut inspirația, da, Pinalti, să facă treaba asta. La piatră avea toate informațiile, domnule, din primărie. Da, el știa, de exemplu, Pinalti, ca idee, știa, e inspirație, știa, da, știa că Lidl caută un teren, de exemplu. Și a făcut în așa fel încât fiică sa a pus mâna pe un teren ăla de la gară, așa, pe care l-a dat la societate și a făcut profit $1,000,000. Milion de dolari a făcut profit fiica lui Pinalti pentru că a avut informația de la Taxu știa că era primar, că ăia de la Lidl caută un teren. Terenul l-a luat printr-o manevră de la Transmoldavia și așa mai departe. A fost dosar la DNA, l-au îngropat frumos, i-au făcut și moț, fie numele lui Lăuda și așa mai departe. Da. Așa se întâmplă în primărie. Ei au informație, ei știu. Acolo e o manevră de făcut. Păi ai făcut, o repet, 10-15 ani. Bă, dar e cazul să nu mai faci. Oprește-te, gata. Du-te la licitație corect ca toți ceilalți, pentru că, mai repet, sunt mine... oameni care vor să facă și ei o treabă onestă în orașul ăsta, pe în județul cel ăsta. Cel mai tare mă deranjează sunt două lucruri. Odată că ceilalți n-au acces și problema asta a existat în special la PNL, vă zic acum cumva din spatele cortinei politice, că am avut discuții de-a lungul vremii și cu membrii PNL și cu membrii PSD și din Roman și din alte, de mai sus sau din alte județe, care PSD-iștii tot timpul se plâng că ea de la PNL, când ajung la putere, e tot numai pentru ei. Așa, PSD-ul când ajunge trăiește toată lumea, adică ei au ale lor și se descurcă fiecare pe lângă. Dar PNL-ul când ajunge, și ăsta e un exemplu bun la Roman, adică la Roman PNL-ul controlează destul de multe afaceri legate de activitatea primăriei și firme care fac lucrări. Dar au început să se împletească. Da, au început să se împletească, da, au început să se împletească, dar știți cum, nici măcar nu e asta problema cea mai mare. Problema cea mai mare este că majoritatea oamenilor care sunt în funcții, că sunt primari, consilieri locali, miniștri, parlamentari, cu ce se ocupă fiecare, sunt plătiți din bani publici și au candidat la funcția aia și au obținut încrederea unor oameni care i-au votat ca să-și exercite atribuțiile, să facă ceva în folosul comunității care i-a pus acolo. Și ei își petrec aproape toată ziua sau mare parte din timp gândind și regizând și orchestrând tot felul de găinării din astea. Și adică asta lor, mi se pare pierderea cea mai mare. Mintea unora cam pe acolo. Adică asta mi se pare pierderea cea mai mare. Că avem funcții, multe funcții publice le avem ocupate cu oameni
care nu-și fac atribuțiile, n-au viziunea necesară și nici nu-i interesează să-și bată capul cu funcția. Ele acolo are acces la informații, trebuie să facă bani. Există unul tampon din afara instituției, e firma de construcție abonată, 2-3 firmulițe, e firma care aduce lapte la grădiniță, e firma care cară cornul, e firma care dă masca, e firma care nu știu ce, dar adunat, dacă e să adunăm, vorbim de niște sume colosale. Da, și v-am zis, problema cea mai mare e că oamenii ăștia care sunt de multe ori în funcții și v-am zis, cunosc o grămadă de politicieni prin țară de la toate partidele și în multe cazuri politicieni de ăștia consacrați care au N mandate în spate și rezultate puține, că nu vorbim de Oradea unde am florit orașul în 3 mandate, așa, primari sau alți oameni cu funcții care au N mandate în spate și doar ocupați cu mici, cu antreprenoria din ăsta în scop personal și nu se vede nimic în urma lor și pierdem noi ca societate, pierdem timp. Eu și în mandatul ăsta consider că faptul că domnul primar nu are curajul să-și asume niște decizii pe niște subiecte, să facă niște străzi cu sens unic unde ar fi nevoie, că e prea aglomerat, să dărâme niște construcții care ar trebui dărâmate de prin oraș. Sunt ridicate ilegal? Nu că sunt ridicate ilegal. Sunt cum în spanourile, de exemplu, cu concesiuni expirate. Da? Adică să facă niște, să ia niște măsuri mai curajoase. Dumnezeu lui nu are curaj. Ok, e calitatea fiecăruia. N-ai. Fiecare are abilitățile lui. Are alte abilități. Nu pun la doială. Are alte abilități. Dar noi pierdem timp în timpul ăsta. Noi, comunitatea, Roma, nu pierde timp. Cu fiecare mandat în care nu se face mare lucru, noi pierdem timp. Și gândiți-vă că de la 18 ani de când începi să votezi și până la vreo 55-60 de ani când deja nu mai poate să-ți mai schimbe primarul viața, că nu mai e copil la școală, nu mai așa, în 40 de ani ai 10 mandate de primar. Corect. Deci ai ocazia să schimbi, dacă se schimbă la fiecare mandat, ai ocazia să vezi 10 primari. Și ziceai, las că mandatul ăsta nu s-a întâmplat nimic, dar poate face în următor. Și mai trece unul, dar poate face în următor. Și au trecut 3 mandate și aveai 22 de ani la primul mandat și ai 34, deja ai copii în clasa 1. Da, te pregătești să fii bunic. Întreabă cineva, ne roagă să vă întrebăm dacă v-ați mai interesat de asfaltarea străzii Avram Iancu. Cred că e același telespectator. E același telespectator de data trecută, nu... Spre rușinea mea, nu mi-amintesc discuția din emisiunea trecută cu că i-ați transmis să vă contacteze pe Messenger, dacă mă contacteze, nu mai rețin dacă mă contacta sau nu, dar a fost și în perioada aia cu concediile cu și nu prea avea pe contactați pe domnul viceprimar și pe Messenger și vă rog să mai trimiteți o dată mesaj, îmi cer scuze că n-am reușit să obțin informația data trecută. Ce se aude cu microhidrocentrala? Întreabă cineva? Da. Microhidrocentrala, deocamdată se aud doar greierii la microhidrocentrală pentru că nu funcționează și nici nu știu să existe perspective să funcționeze foarte curând. Recunosc că nu e un subiect care e foarte apropiat de mine, ca să zic că am informații la cald de subiectul ăsta, dar în principiu nu se aude nimic cu microhidrocentrala, nu se așteaptă repararea lor, nu știu dacă... Se repară singură oare? Nu știu, se regenerează probabil. Da, haideți că nu mai avem nici foarte mult timp la dispoziție. Dumneavoastră sunteți responsabili pe zona APASERV. Eu am mai discutat și m-am mai interesat, am vorbit cu persoane, bine, l-am văzut și pe domnul director Mușat, care oferea niște explicații într-o emisiune, dar nici nu merită, în fine, n-am înțeles mare lucru. Clar, vina este tot la altora, nu este vina lor, a celor de la APASERV, însă discutam cu cineva care știe foarte bine ce se întâmplă, așa cum știți dumneavoastră de acum, că asta vă este, era să zic, da, că la finalul mandatului o să pot să-mi dau doctoratul în subiectul apei în roman și dacă îmi prezint bine lucrarea, cine știe, poate câștig și alegerile. Câștiga și alegerile. Da. Spunea cineva din zona respectivă că ceea ce vorbeam noi, discutam acum o lună și ceva și ceea ce știm mulți dintre noi și anume faptul că situația se va înrăutăți de la o săptămână la alta, de la o lună la alta. Este clar că dacă nu va veni cineva cu o soluție care să ducă la înlocuirea acestor conducte care sunt mâncate de rugină și n-au cum să mai funcționeze, va fi prăpădul de pe lume. Deci acum este cum este.
că sunt soluții, oprim apa și așa mai departe, deși și aici este, ca o paranteză, îmi spunea oameni bine informați că există un test de dezinteres fantastic din partea unora de la PASSERV, care după ce repară dau drumul la apă și pleacă cu presiune, deși li se explică, nu mai dați drumul cu presiune, mă, că sunt conductele, zvai de capul lor. N-ar fi bine să le oprească atât de des noaptea, discuția, și așa mai departe. Eu am avut discuția asta cu domnul director și urmează să mai avem o întâlnire probabil mâine. Ne-am întâlnit luni. Foarte interesant. Ce ați vorbit, domnule? Luni am fost la Roman și am avut o discuție cu dumnealui și cu toată echipa de la Roman despre situația actuală, că în continuare există niște pierderi, niște diferențe de debit. Adică din stația de captare pleacă un debit, ajunge în rezervor debitul respectiv, se furnizează apă în oraș, toate bune și frumoase, dar consumul pe oraș este că consumul e mediu. Oamenii au cam aceeași rutină și de la zi la zi, în aceeași perioadă anului, în același context, consumul e aproximativ asemănător. Și există o pierdere de vreo 150 de metri cubi. Că sunt mai multe, că e una singură, nu se știe, dar 150? 150 de metri cubi pe oră. Pe oră. 150 de metri cubi pe oră înseamnă jumătate dintr-un rezervor. Nu, la gară sunt două rezervoare de câte 2500 de metri cubi, înseamnă un rezervor din ăla pe zi. Deci pierderea ar fi de la rezervor spre consumator? În oraș. Este în oraș, da. De la rezervor către consumator. Și nu se știe unde, pentru că în continuare s-au remediat absolut toate avariile, oricât de mici, despre care se știa pe raza municipiului. Și că și avariile astea se prioritizează în funcție de gravitate. 150 de metri cubi, da, pe oră înseamnă foarte mult. Eu avarie mare, da, și problema e că apa asta care se pierde din rețea apare la stația de epurare. Se fură, doamne. Dar vedeți că am folosit repet, se fură. Da. Nu se fură nu singură. Fură cineva. Se fură singură. Da. O fură cineva. Da. Și știți cum se fură? Da. Prin multe metode se fură. Fură de la cârnățarii, unii cârnățari care stau în apartamente, nu generalizăm, sunt unii care dau drumul la apă ușor, știți, pic, da, pic, da, da, și că nu registrează. A umplut cada și din cadă cu ligheanul prin baie, prin aia beau să mai știu ce fac, da. Sunt alții care au umblat la contor și l-au rezolvat și așa, că sunt specialiști, dar ci că marele furt sau marele lovituri le dau unii agenți economici. Nu aș putea să arăt cu degetul că te-au un agent economic anume, că dacă puteam să arăt cu degetul, era la el la poartă cu echipă de la PASSERV. Nu, dar puteți verifica, vă întreb? Vă lasă să intrați în curte? PASSERV are autoritatea să verifice. Este foarte greu să intri în curtea. PASSERV are autoritatea, dar uite, vă dau un exemplu. Un exemplu concret. Rețeaua de iluminat este de importanță la fel de mare cum e și rețeaua de apă. Deci rețeaua de energie electrică. Și există posturi de transformare în oraș care sunt amplasate în curți private. Că așa au fost construite la vremea aia, s-au vândut clădirile, că erau ale statului, și postul de transformare a rămas în curte la casa lui Cutare sau la Legea spune că operatorul, furnizorul de energie electrică, proprietarul instalației din proprietarul transformatorului, trebuie să aibă acces neîngrădit la orice oră. Exact, că poate să ia foc. Există legea, așa pică este, curent, da, în oraș, rămâne spitalul fără curent. Și adică sunt români care zic, vă, îmi dai bani, că stai pe trenul. Nu e vorba de bani. Pot să vă spun că anul trecut în toamnă, că era ziua vârstnicului și domnul primar era la eveniment cu vârstnicii la sala polivalent, a fost acolo o mini petrecere organizată și domnul primar era la petrecere acolo cu vârstnicii, sărbătoreau ziua vârstnicului și s-a luat lumina și a rămas pentru întuneric în sala polivalentă. Au sunat la Eon, au întrebat, la Eon s-au mobilizat repede, nu pentru că a sunat primarul, ci pentru că interesul lor e ca serviciul să fie funcțional, ca noi să putem consuma, să avem factori de plătit. Da. Și cu apa la fel. Și au stat jumătate de oră în fața porții, până a venit omul cu cheia. Dar omul cu cheia la rândul lui și el e conectat politic și n-au putut să... Nu, dar n-ar trebui să aibă ei câte o cheie există percepția asta că sunt persoane în oraș cu care nu poți să te cerți, că sunt conectați politic, și domnul respectiv chiar e colect de parte cu domnul primar, adică nu-i... Am înțeles, da. Să știți că a fost o situație de genul ăsta, doar ca o paranteză, undeva într-o comună, Dumbrava Roșie mai exact, acum vreo 10 ani, un domn proprietar de teren pe care se afla un astfel de transformator a ținut comuna aia și o comună
traversată de DN15, un drum național cu trafic foarte mare, ținut comunea câțiva ani în beznă, pentru că el nu îi lăsa pe cei de la așa să intre pe proprietatea lui ca să umble la transformator, să dea drumul la iluminatul public. Bine, în cazul s-a rezolvat de față n-a fost rea voință. Asta înțeles. A venit după jumătate de oră, dar era unde era. În mod normal, Delgaz ar trebui să aibă cheie. Trebuia să aibă cheie, exact. Așa trebuie să funcționeze. Da. Ce v-a spus domnul Mușat? Apropo, nu a spus, domne, sunt 150 de metri cu pe care... Știi, ei mi-au zis că sunt 150 de metri și se caută soluții. S-a făcut detecție de noapte. Fac X0? Da, poftim. Nu, chiar a fost o discuție aplicată. Și ce soluții? Că se știe. A fost o discuție aplicată, păi nu, se știe care e problema, dar practic se caută gaura vântului acum. Noi căutăm o avarie care nu știm... Pe doar n-au aflat acum de ea. Da, și nu e o avarie, că da... O chestie de aritmetică acolo. Nu, știți de când e? De pe 30 august. Nu știu ce s-a întâmplat pe 30 august. Acum? Da, anul ăsta pe 30 august a apărut problema asta de debitul ăsta de 100 de mare, și ceva de metri în plus. Și da. Înainte de 30 august cât era? N-a fost problema asta. Era furnizare în condiții normale. Păi de asta a scăzut ora de la care se scade presiunea, a scăzut de la 11 jumate, 12, a scăzut la 10. Nu-i vorba de furt, e vorba de o avarie, 2, 3, 4, 5. Am luat-o sistematic, am discutat, am analizat toate posibilitățile, au fost la marile șantiere, că se dărâmă fabrici, se construiesc magazin, bă, poate au dat peste o țeavă de apă, deși 150 de metri cub de apă pe oră se văd, n-ai cum să nu-i vezi, decât dacă îi captează canalizarea și îi duce undeva în pământ. Adică se duce către evaporare, da. Fie o canalizare foarte aproape și atunci se infiltrează canalizarea, undeva există o pierdere. S-au remediat toate, scopul nostru e să reușim să avem din nou apă măcar până la ora 12 noapte. Adică întreruperea aia care e necesară în continuare datorită secetei să fie de la 12 la 5 dimineața. Parcă am mai plouat în ultima perioadă. Da, să știți că lucrurile nu sunt atât de simple și pot să vă pun la dispoziție fotografii din stația de căptare că s-au săpat șanțurile pentru conducte. Ați văzut că talvegul e foarte jos? Lucrurile... Balastiere mai sus, mai sus? Da, dar problema, apa nu vine din... Am zis că o să fac un documentar pe treaba asta, să îi explic cu flipchart și cu carioca să desenez. Deci, apa nu vine din Moldova. Moldova doar constituie barieră pentru apa din pânza freatică. E vorba de pânza freatică, să nu se scurgă apă din pânza freatică în Moldova. Da. Sunt acele puțuri care se captează. Puțurile sunt pânza freatică. În zona de captare s-au săpat acum 200 și ceva de metri, s-a înlocuit conducta. Pământul, de la 40 de, că spunea că a plouat, de la 40-50 de centimetri în jos, e așa, e piatră. Pânza freatică e la 3 metri în jos. Și nu ajunge, n-a plouat suficient încât să se ude pământul și apa să se infiltreze până în pânza freatică. Și puțurile nu sunt, cred că, suficient de adânci, ținând cont de faptul că pânza freatică, da, nivelul a scăzut Ele au fost suficiente. La au fost moment, suficiente, da. Nivelul, când talvegul era undeva sus. Da, au fost suficiente. Acum bine, e și secetă la modul general. Adică au apărut pe Dunăre epave din al doilea război mondial. Deci nu, e secetă. Chiar e secetă. A trecut de perioada aia că a mai plouat. Nu mai e, da, a fost Dunăre, acum o lună. Să știți că nu e Dunărea înapoi unde era. Dar nu e ca acum o lună. Nu e ca acum o lună. Deci eu vă zic statistic că mă uit în fiecare zi pe debitul Moldovei la Institutul Național de Meteorologie și Hidrografie. În fiecare dimineață îmi deschid calculatorul, prima dată mă uit acolo. Dacă să știți cum stau lucrurile. Să știu cum stau lucrurile. Deci, concluzia, domnule viceprimar, în momentul ăsta căutați să vedeți pe unde sunt pierderile alea, da? 250 metri. În același timp se lucrează, au făcut colegii noastre și o știre pe tema asta, se lucrează la înlocuirea unor conducte despre care se știa că sunt mai avariate și pierderi mai mari, că pierderi sunt pierderi din astea tehnice nevăzute, că se scurge în pământ. Dar în momentul în care e o avarie pe conductă și durează 4 ore până ajunge excavatorul acolo, până sapă groapa, în alea 4 ore se pierd sute de metri cubi de apă. Și de asta... Dat, excavatorul nu este adus și el cu un trailer sau îl plimbă așa pe străzile orașului? Nu, e un excavator pe cauciucuri care vine de unde are treabă, că e un singur excavator pe toată zona. Păi foarte mișto. E un singur excavator la Roman și Nouă Comune. Nu l-ați propus să mai vândă din... Nu, am zis, eu am discutat cu domnul... Să cumpere un excavator mai... Acum știți cum, eu pot să fac mișto... Discutați, e fac ce vor. Pot să fac mișto de domnul director sau pot să încerc să obțin soluții pentru problemele noastre. Obțineți soluții? Mă străduiesc și destul de convingător în general. Acum știți cum, apa serv nu a schimbat conducte niciodată și anul ăsta a schimbat totuși până la sfârșitul anului o să fie peste un kilometru de conducte schimbate. Și-au dat seama că situația este foarte gravă.
Dacă nu te-a pus să schimbi conductei, la anul, peste 2 ani, peste 3 ani, s-ar putea să nu mai fie apă deloc în România. Și ce, nu este o glumă. Ce-mi doresc eu să obțin, și am zis deja public chestia asta, două lucruri îmi doresc să obținem de la APA Serv într-un timp cât mai scurt. Și purtăm discuții pe tema asta, că nu, eu întreb și ei spun nu. Discutăm pe argumente tehnice. Ce se poate, ce nu se poate, de ce nu se poate. Sunt discuții civilizate, nu? Discuții civilizate, pe asta vă spun. Noi discutăm instituțional. Eu nu pot să zic, domnul director, vindeți jeepuri și luați excavator. Discutăm instituțional, nu pot să fac chestia asta. Da, puteți să întrebăm de ce nu au bani pentru un nou excavator. Nu e treaba mea. Au Consiliul de Administrație. Consiliul de Administrație poate să-l demită pe director dacă consideră că nu-și face nu treaba bine. Excavator. Da. Iar, repet, dar, dar ce spuneți dumneavoastră, da, că nu e vorba de glumă. Când spuneți că excavatorul ajunge foarte rău, foarte greu la locul unei avarii, se pierde foarte multă apă, eu cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă cineva care are puterea asta, să găsească o soluție, să transporte excavatorul respectiv cât mai repede, adică intervenția să se realizeze în timp cât mai scurt, să fie pierderea cât mai mică. Deci, așa iar, mă gândesc, nu? Repet, nu-i treaba mea să fac calculele astea, cum nu-i nici a dumneavoastră, că nici nu-s de specialitate. Nu știu care e cea mai bună soluție de transport. Dacă ajunge sau nu ajunge excavatorul. Eu nu sunt specialist în transport, nu pot să-mi dau cu opinia pe tema asta. Ce mă interesează pe mine și sper, adică purtăm negocieri în sensul ăsta, e ca sper până vara viitoare să avem apă non-stop, adică să nu mai avem presiunea redusă noaptea, de asta depinde și de condițiile meteo, și să avem o echipă, de asta trebuie să o discut la adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, unde mă întâlnesc și cu reprezentanții celorlalte primării din zonă, să existe o echipă de intervenție și mentenanță dedicată municipiului Roman și o echipă pentru celelalte 9 comune din zona Roman, din zona de operație. Să fie două echipe, pentru că în momentul ăsta e o singură echipă și în luna august, de la jumatea lunii august și până la jumatea lunii septembrie, când APA Serv fugărea avariile prin Roman, la Săboani erau câteva avarii care aveau 2-3 săptămâni și tot suna primarul la APA Serv și nu venea nimeni să le remedieze pentru că era echipa, singura echipă era ocupată în Roman. Deci eu v-am zis, încerc să rezolvăm probleme, nu așa să ne certăm că ăla nu-și face treaba bine, putem să o facem până la nesfârșit. Bine, ideea e să găsim soluții, să le implementăm și să meargă treaba mai bine. Treaba bine, din punctul meu de vedere, nu s-a făcut niciodată la APA Serv, pentru că dacă s-ar făcut treaba bine, nu eram în situația asta. Eu vă zic că suntem la APA Serv din 2000. Da, sunt de acord cu dumneavoastră că nu s-a făcut treaba bine, păi nici n-ai cum să-ți faci un plan de management, nu că actualul director ar avea vreun plan de management, dar în 13 ani câți directori s-au schimbat? 7, 8, 10, foarte mulți. Adică anul și s-a director. Făcut o risipă fantastică. Acum nu se mai face. Într-adevăr, lucrurile se schimba. Parcă s-ar îmbunătăți un pic. Exact, da. Așa este. Mai mult forța de împrejurare, nu neapărat dintr-un... Nu poți să spui și am fi ipocrit să spune că domnule, vinovați sunt ăștia. Hai să ne gândim și la cei care au fost înainte. Dar fără doar și poate. Asta vreau să vă spun. Au fost perioade când compania avea sume foarte mari de bani la dispoziție și i-au spart pe diverse tâmpenii pe acolo prostii, în loc să-i folosească. Eu vă spun că domnul municipiul Roman este clientul APA Serv din 2009. Noi toți, romașcani, suntem clienții APA Serv din 2009, de când s-a semnat contractul. Că a zis domnule Oreanu atunci, împreună cu domnul Gheorghe Ștefan de la Piatra Neamț, cu Decebal Arnăutu de la primarul de la vremea respectivă de la Târgu Neamț, toți primarii de orașe din județ erau la același partid. Și președintele Consiliului Județean era tot de la PDL și au zis facem această asociație de dezvoltare intercomunitară, facem o companie mare județeană ca să putem să atragem fonduri europene. Și au și atras, au făcut stația de epurare care a costat 5 milioane de euro. Jumătate din echipamente nu funcționează. Așa. Au făcut extinderi de canalizare și de apă pe mai multe străzi din cartierul Bălcescu, unde canalizarea e prea sus ca să se poată branșa oamenii la ea, dar s-au făcut pe repede înainte lucrările, că mai erau câțiva kilometri de făcut și venea termenul, mai era o săptămână până la termen și au dat bice să bage țeava în pământ, nu mai conta că merge sau nu merge. Dar nu e singura situație, au mai fost situații în țară și chiar și în județ, iar oamenii s-a sugerat să-și cumpere pompe ca să-și împingă ei din apa în canal. Da. Și s-au întâmplat lucrurile astea de-a lungul vremii, dar din 2009 încoace. Dar conducta de transport de pe strada Tineretului a fost dată în folosință în 1912, deci are 110 ani, da? Odată cu castelul de apă de la gară, clădirea aia care arată, e frumoasă, dar din păcate e neglijată și ea.
Și până în 2009, serviciul de apă din Roman a fost gestionat de compania Aquaserv, compania Consiliului Local Roman, Roman, da. Unde a fost director, printre mai multe nume grele în politică la vremea aia, inclusiv domnul Lucian Micu, care a, ulterior, pentru bunele performanțe de la Aquaserv, care a falimentat, a fost președinte la Clubul Sportiv Municipal, care a falimentat, și a fost și primar, și a fost viceprimar și ulterior primar. Deci, asta vă spun, că fiecare în politică și se perpetuează, adică incompetența îți duce la rang de artă. Dacă ești acolo și ești om de partid, poți să ajungi inclusiv ministru. Da, dacă ai ținut umbrelă. Ar mai fi multe de spus, nu mai avem timp. Ați pomenit de o nouă întâlnire cu domnul Bogdan Mușa de la Da, ar trebui să avem mâine o întâlnire. Dacă nu intervine nimic la niciunul dintre noi, ar trebui să avem mâine o nouă întâlnire să discutăm despre concluziile săptămânii, să vedem ce s-a întâmplat, că și ei sunt preocupați de problema asta. În primul rând, întreruperile astea de noapte, că e furnizare cu presiune redusă, dar jumătate de oraș fiind sus, nu are deloc apă. Și întreruperile astea de noapte le cauzează și lor prejudicii. Pentru că dacă robinetul din casă îi dai drumul dimineața și se neacă, la fel se neacă și toate conductele din oraș în momentul așa în care bagă presiunea din nou și așa apar avariile noi. Și ei ar și avea interes, mare, mai pocnește, și ar avea interes să furnizeze constant. Și mă întorc la o idee pe care o spuneam mai devreme în legătură cu energia electrică. Interesul companiei Aquaserv, indiferent cine e director, este să aibă apă în conducte non-stop ca să poți să dai drumul la robinet, ca să poți să ai de plată. Ăsta, interesul e să aibă produs, să-l vândă. Bine, interesul e să vândă și un produs pe care îl produc cu costuri foarte mici și să-l vândă la prețul. Da, dar iar interesul lor ar fi noaptea să avem apă, ca să mai face unul duș, mai spală unul rufe, mai spală unul mașină. Dar nu văd de ce n-ar avea interesul ăsta. Păi asta zic, ei au interes să aibă furnizare continuă la produs ca să poți consum să ai de plată. Da. Exact. Da, cam atât, am depășit spațiul alocat emisiunii, trebuie să punem punct aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența domnului viceprimar. Cu siguranță o să ne revedem și îi așteptăm cu altă ocazie și pe... O să invităm și pe cei de la PNR, dacă doresc să vină, și pe cei de la PSD, dacă vor avea dezlegare, domnilor de la PSD. Poate chiar la o dezbatere sunteți... împreună. M-am uitat, cum să nu? M-aș fi dorit foarte mult, de asta l-am și invitat pe domnul George Bălan, și drept cam târzior, cu vreo două ore înainte, o oră și două ore înainte, l-am zis că e din Roma, zic, domnule, poate îl prind și vine. A spus că nu vine, am înțeles că a spus că avea o programare și a plecat din oraș și l-am rugat să transmită până la sfârșitul emisiunii un punct de vedere din partea grupului, era zic parlamentar, consilierul PSD din Consiliul Local Roman pe acest subiect pe care l-am discutat la începutul emisiunii și mă uitam acum și văd că domnul consilier local Alexandru George Bălan nu a trimis, a transmis acest punct de vedere, o poate face cu altă ocazie, dacă dorește îl și invităm, adică îl invităm dacă dorește, participă și la o emisiune și nu numai el, și domnul primar, îi așteptăm pe toți să discutăm, pentru că nu dorim decât să dezbatem subiecte de real interes, subiecte care de fapt cred că ar trebui să fie discutate de toată presa locală de acord cu dumneavoastră. Cum adică? Da. Să dai cu piciorul la o informație de genul ăsta că un proiect a trecut atât de ușor, iar primăria, bugetul local a pierdut niște bănuți. Chiar și niște leuți, dar sunt leuți mai mulți. Mulțumesc încă o dată, domnule vice. Și noastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Vă dorim să aveți o seară minunată. La revedere. Numai bine.